din Brașov a început în luna octombrie 2022 implementarea unui proiect important, un proiect de dezvoltare a infrastructurii digitale pentru educație și cercetare. Este un proiect finanțat prin PNRR, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu aproape 7 milioane de euro. Vor fi investiții în infrastructura pentru educație, deci practic este un proiect de dezvoltare a infrastructurii pentru educație și cercetare, dar de asemenea avem prevăzute stagii de formare profesională, stagii de dezvoltare a competențelor digitale, deoarece digitalizarea presupune și formarea unei culturi adecvate, în cadrul căreia să acordăm importanță și aspectelor etice și aspectelor legate de securitatea informatică. Proiectul va avea o perioadă de implementare de 3 ani. Sunt etape pentru achiziționarea echipamentelor. Vor fi 20 de centre și laboratoare de cercetare beneficiare ale acestei investiții, localizate în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. Noi sperăm ca toți studenții universității, chiar dacă ei sunt la ciclu de licență, masterat sau doctorat, precum și cadrele noastre didactice și cercetătorii, să valorifice această infrastructură. Un rol important în cadrul proiectului îl are actualizarea planurilor de învățământ, a programelor de studii, a conținuturilor, astfel încât această investiție, această infrastructură să se regăsească și concret în activitatea didactică dusă până la nivel de modul, de disciplină, de conținut pentru interacțiunea cu studenții.